Mă numesc Marius, am 57 de ani și sunt din România. Am fost diagnosticat cu boala Parkinson acum 7 ani. Pentru cei care nu știu, această boală degenerativă este foarte urâtă. Pentru cei care o cunosc, îmi dau dreptate și mă aprobă. Am debutat cu boala aceasta acum 7 ani, după cum v-am spus, prin o ușoară șchiopătare a piciorului stâng. După diagnosticul doctorului, am fost diagnosticat cu această boală. Boală care trebuie ținută neapărat sub control. Da. Și pe care ai ținut-o cu tratamentul respectiv, însă în urmă cu ceva timp, din cauza unor probleme personale, moartea tatălui meu și a fratelui meu s-au adunat, iar starea lui de sănătate s-a înrăutățit foarte mult. Mobilitatea a scăzut aproape la zero. Cel puțin pe partea stângă, unde a debutat boala, eram blocat. Și am fost nevoit să căutăm alte soluții. Am căutat mai multe locații, mai multe clinici care să mențină starea de sănătate măcar în stadiul în care este acum. Și, de fapt, el a căutat-o și a găsit pe internet această clinică în care și-a pus toate speranțele și, într-adevăr, n-a greșit. O terapie inovativă cu celule stem. Și așteptările nu mi-au fost înșelate, pentru că am găsit aici o echipă de profesioniști și au analizat cazul meu personal și mi-au efectuat terapia completă cu celule stem, fiind chiar bombardat cu celule stem, intratecal, intravenos, intramuscular, nazal, circa 160 de milioane de celule. Dar nu-mi pare rău, deoarece mă simt mult mai bine, mi-a revenit mobilitatea, mă pot îmbrăca singur, mă pot învârti în pat, să mă ridic de pe scaun și alte lucruri banale pentru unii, dar foarte importante pentru noi bolnavi. Au fost cazuri înainte să venim aici, când dormea practic în fund, la 45 de grade în pat, pentru că era foarte greu să se lasă pe spate, că era pericolul să se nece în propria salivă. Însă după acest tratament, starea lui s-a îmbunătățit vizibil, deci noi care suntem apropiați de el putem vedea lucrul ăsta. Se poate întoarce în pat, se poate da singur jos din pat. E o modificare, o schimbare majoră, ceea ce pe el îl ajută foarte mult și sperăm ca să se mențină, măcar să nu avanseze sau să evolueze boala mai mult de atât. Deci acest tratament, eu zic că este de recomandat la toți pacienții de Parkinson, pentru că este benefic, foarte benefic. Mulțumim echipei de profesioniști, doctori și asistenți care s-au ocupat de sănătatea noastră și au fost alături de noi zi și noapte. Niște oameni foarte competenți, pregătiți. Și care au avut răbdare cu toți pacienții, pentru că nu e ușor să lucrezi cu un pacient de Parkinson. Trebuie să ai multă, multă răbdare. Totul e diferit, începând de la cazare până la tratament și importanța pe care o are pacientul pentru clinică. Mulțumim încă o dată. Și sperăm să mai putem să ajungem, pentru că beneficiile se văd, clar. Vă dorim sănătate maximă!